Vedeți că s-a schimbat sensul de mers, da? Am văzut acum, de-aia nu știu. Deci o să plecăm odată cu cei după Bulevardul Mamaia, da? Okay. Avem semaforul partea dreaptă. Mare atenție, da? Și la fel să fim atenți, da? În cazul în care nu funcționează semaforul, avem cedează, da? Sunt informații pe care le-au primit șoferii care luni dimineața au ajuns în zona cuprinsă între Bulevardul Mamaia și strada Igheduca. În total, 7 artere rutiere și-au schimbat regimul de circulație. Străzile Mihai Viteazu și Țepeș Vodă sunt două dintre arterele de circulație pe care a fost instituit sens unic. Iar pentru a-i familiariza pe șoferi cu schimbarea, un polițist local este aici în intersecție și dirigează traficul. Așa cum era de așteptat, s-au format și cozi de mașini și nu toți șoferii au fost mulțumiți. Violeta, de exemplu, se gândește serios să aleagă un alt traseu spre locul de muncă. Cum nu mă așteptam să fie atât de aglomerat. Nu știu dacă este bine sau nu, chiar mă gândeam un pic mai devreme că o să-mi schimb traseul, pentru că a devenit foarte aglomerat dimineața când merg la serviciu. Poate pentru că nu știe lumea și până ne obișnuim. În schimb, alți constanțeni văd cu ochi buni decizia luată de municipalitate. Ok, din punctul meu de vedere. E mult mai risipit. Mult. Acum nu pot să vă spun că e bine sau nu. Probabil că au gândit-o și sper să fie bine. Îi rugăm așadar pe toți participanții auto să fie foarte atenți la indicatoarele rutiere și să respecte regulile de circulație. Noile reguli îi afectează și pe constanțenii care merg cu autobuzele. Iar ca urmare a măsurilor luate în trafic au fost modificate traseele liniilor 44, 48, 51, 51B și 101. De asemenea, a fost înființată o nouă stație de autobuz. Însă luni, în prima parte a zilei, călătorii nu reușiseră să se familiarizeze pe deplin cu schimbările mijloacelor de transport în comun. Trebuia un afiș, nu mai circulă pe aici, circulă pe nu știu care stradă. Străzile pe care s-a modificat regimul de circulație sunt Mihai Viteazu, Călugăreni, Țepeș Vodă, Tudor Vladimirescu, Sabinelor, Dimitrie Bolintineanu și Dacia. Lucrările de sistematizare rutieră au loc în contextul reconfigurării Bulevardului Mamaia, precizează municipalitatea constanțeană.